Medicii de familie și cei din întregul sistem au încheiat o săptămână de coșmar în ceea ce privește modul în care a funcționat Cardul de Sănătate. Pe cale de consecință și farmaciștii au avut mari bătăi de cap în ceea ce privește eliberarea rețetelor compensate. Lunar, la validarea și decontarea serviciilor medicale nu sunt decontate decât serviciile medicale validate de Sistemul Informatic Național. Medicii de familie spun că încercările doctorilor de a determina o schimbare în ceea ce privește funcționarea sistemului informatic e ca o luptă cu morile de vânt. Și nu poți să spui că nu merge, pentru că încerci odată de două ori. Odată îți răspunde după 5 minute, odată după 10 minute, odată după o oră. Dacă sesizăm casa, ne spune că să lucrăm offline, când lucrăm offline, deci adică noi să lucrăm chiar dacă... În orb, cum ar veni. Așa, în orb, că rămâne amprenta. Dar dacă el nu vede cardul, ce amprentă să rămână? Rămâne amprenta lui Pește. Medicii de familie susțin că la sfârșitul fiecărui an financiar există diferențe majore între contractul cadru și bugetul alocat medicinei primare, care este anual sub cel contractat. Implementarea cardului a început prin legislație, prin 2003. În 2007 s-a făcut ceva licitație, Howard Packard și cu Siveco, ceva combinație. Vicepreședinta Patronatului Medicilor de Familie Neamț, dr. Angela Bica, susține că implementarea proiectului dezastruos al cardului de sănătate a durat mai bine de 6 ani. Cardul de sănătate a fost introdus în România ca urmare a asocierii dintre HP România SRL și SEC Novensis Corporation SRL în baza procedurii de achiziție publică derulată de Compania Națională Imprimăria Națională încă din 2011. Primele carduri au fost distribuite după N amânări abia în primăvara anului 2015. Valoarea contractului de implementare a cardului de sănătate este de 87.636.000 de lei, o sumă uriașă. Cardul de sănătate este dovada faptului că un pacient este asigurat și a fost implementat în ideea de cheltuire eficientă și transparentă a banilor din sistemul de sănătate.